Profesor Mândiță Baias și continuăm prezentarea documentelor ce țin de sistemul de control intern managerial. Astăzi, managementul riscului și integrarea sa în sistemele de conducere. Câteva tipuri de riscuri: riscuri financiare, riscuri interne, risc de control, riscuri operaționale, riscurile externe. Nu țin de managementul unității, dar influențează acest management. Riscurile interne, organizare, comunicare, planificare. Managementul riscului reprezintă un proces continuu, proactiv și sistematic de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor, realizat la nivelul fiecărei entități, cu scopul de a furniza asigurări rezonabile în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Scopul managementului riscului nu este acela de a evita riscurile cu orice preț. Este acceptabil un anumit grad de risc în cadrul organizației. Managementul riscului nu este o activitate opțională, ci este parte integrantă a procesului de management la toate nivelele și adaugă valoare prin creșterea probabilității de atingere a obiectivelor într-un mod eficient și eficace. Câțiva pași în procesul de management al riscului: identificarea obiectivelor, identificarea și evaluarea riscurilor, selecția răspunsului la risc, implementarea răspunsului la risc, monitorizare și raportare. Riscul trebuie formulat clar. Înainte de evaluarea riscului, trebuie clar explicat care este impactul său asupra obiectivelor, care este sursa riscului. Întâlnim riscul inerent, acela care există înainte de aplicarea oricăror măsuri de control, și riscul rezidual este acela care a rămas după implementarea controlelor. Riscurile se documentează în registrul riscurilor. Vă voi prezenta un registru al riscurilor realizat pentru o bibliotecă cu rubricile pe care le completează coordonatorul acelui departament. În cazul nostru este vorba de bibliotecă. Și avem obiective, descrierea riscurilor, circumstanțele care favorizează riscul, responsabilul cu gestionarea riscului, strategia adoptată pentru risc, instrumente de control intern, termen de punere în practică, și observați câteva obiective și riscurile aferente. De data aceasta, alte obiective enumerate și riscurile ce pot interveni. Alte riscuri ce țin de bibliotecă. Să vedem noi, închidem acest material și continuăm. Nivelul de probabilitate al riscului. Este vorba de nivelul rar. Este foarte puțin probabil să se întâmple. A apărut de foarte puține ori în ultimii 3-5 ani. Puțin probabil, este risc posibil, este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de 1-3 ani și foarte probabil și este aproape sigur. S-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an. Nivelul consecințelor. Nesemnificativ, cu impact scăzut asupra activităților, direcției și îndeplinirii obiectivelor. Nivel minor, cu impact scăzut asupra direcției și îndeplinirea obiectivelor sau cu impact financiar foarte scăzut. Nivel moderat, cu impact mediu. Impact major, nivel major, cu impact major asupra activităților, direcției și îndeplinirii obiectivelor sau cu impact major financiar. Și nivel critic, cu impact semnificativ asupra activităților, direcției și îndeplinirii obiectivelor. Etapa în care se stabilește atitudinea față de risc
având în vedere apetitul pentru risc. Apetitul pentru risc, în funcție de amenințări, se referă la nivelul de expunere, care este considerat tolerabil și justificabil. Este exprimat ca o serie de limite autorizate de conducere prin care fiecare nivel al organizației primește îndrumarea necesară privind limitele până la care își poate asuma un risc. Risc brut, risc net, apetitul pentru risc. Tolerare, tratare, transferare, terminare, beneficiu de pe urma oportunităților. La tolerare, expunerea poate fi tolerată fără a necesita implementarea vreunei măsuri de control. Tratare, se impune implementarea unui instrument de control. Transferare, presupune transferarea riscului către o altă structură. Terminare, presupune încetarea activității generatoare de riscuri inacceptabile. Și beneficierea de pe urma oportunităților, riscurile generate de acea activitate sunt pozitive, acestea oferind oportunități structurii respective. Vom continua prezentarea cu matricea riscului. În funcție de matricea se realizează în funcție de impactul acesteia și de probabilitatea apariției riscului. Și avem o zonă în care impactul este minor și probabilitatea de a se produce riscul este mică. Avem o zonă medie, unde impactul este mare, dar probabilitatea de a se produce este de asemenea medie și impact maxim cu probabilitate maximă, această zonă roșie. Aceasta reprezintă matricea riscurilor. Riscurile ce apar în zona aceasta roșie sunt cele mai de nedorit într-o entitate publică. Vă mulțumesc și vă doresc succes în managementul riscurilor.